Bună și bine ați venit pe Tarot Ada. Dragi balanțe, astăzi vom face săptămâna 9-15 septembrie pentru voi. Și haideți să vedem ce aduce această săptămână. Să vedem o carte din Arhanghel. Ce Arhanghel merge cu voi, alături de voi și ce vă impulsionează să faceți. Aveți cartea numărul 24. Simțul stenic al umorului, arhanghelul, darul arhanghelului Rafael, te ajut să manifesti simțul umorului, jucăușenia pură, voioșenia, spontaneitatea, bucuria, optimismul și speranța divină. Aveți, dragilor, chakra inimii, vedeți verde, purtați verde în această săptămână și deschideți-vă pentru umor, pentru simțul umorului. Poate întâlniți o persoană amuzantă, care să vă deschidă acest apetit pentru râs. Este o săptămână frumoasă. Jucăușenia, voioșia, spontaneitatea, bucuria, optimismul și speranța divină. Wow, ce frumos este aici pentru voi, simțul stenic al umorului. Dragilor, e o săptămână veselă, o săptămână cu bucurii. Haideți să vedem și Doamna Lună ce are să vă ofere, ce sfat, ce ghidare. Arhanghelul Rafael este cel care vindecă, vindecă iubirea, vindecă rana din suflet. 24, 2, 4, 6, numere importante pentru voi în această săptămână. Arată-i lumii cine ești tu cu adevărat. Este luna plină în vărsător. Ia-ți o pauză și respiră o gură de aer proaspăt, trage o gură sănătoasă de aer proaspăt și arată-i lumii cine ești tu cu adevărat. Aici este cartea vărsătorului. Vărsătorul spune cine este cu adevărat. Este o săptămână foarte frumoasă. Lasă-te purtat de jucăușenia din interiorul tău, de libertatea din tine. Frumos aici. Vedeți? Încă o carte. Aceasta ne spune că nimic nu e bătut în stele, în cuie, în pietre. Nimic nu e pentru totdeauna. Lasă-te în voia sorții și bucură-te. Deschide-ți inima și iubește din nou dacă este cazul. Da, aici trebuie să porți culoarea ta. Iar culoarea ta în această săptămână este verde. Este iubire, este speranță, este optimism și bucurie. O săptămână frumoasă pentru balanțe. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. O săptămână care aduce eliberarea de teamă, de frică. Nu te da bătut, ai aici o decizie de luat. Nu sta în necredință, ți se spune aici. Stop procrastinare. Alege cu sufletul tău, cu bucuria sufletului tău, tot ce vine către tine. Nu te da bătut, poate insiști la un proiect, poate ai avut un proiect și nu ți-a ieșit, mai încearcă o dată. Nu te da bătut. Ai încredere în tine pentru că vine echilibru, dragilor. Vine un cadou pentru voi. E timpul. Cineva să vă ofere timpul său, un cadou de la o altă persoană sau să vă sară în ajutor. Aici pot fi oportunități pentru carieră nouă. Să primești un acord de la o bancă pentru un împrumut pe care ai vrut să-l faci acum ceva timp în urmă. Ai un succes aici, dar totul este într-o energie crescută a bucuriei, a veseliei. Ești într-o energie frumoasă. Poți fi tu în această săptămână. Aici aveți un cavaler de apă. Emoțional, romantic, entuziast și atrăgător. O persoană care se îndrăgostește de tine. Vezi, dacă lăsați chakra inimii deschisă, iubești și primești iubire. Ești tu în elementul tău. E un moment unic pentru balanțe. Dacă poți să-ți arăți adevărata față în prezența unui om,
acela este omul și mai mult de atât te simți și bine, râzi, zâmbești, ești într-o bucurie, ai umor, persoana râde, persoana face o glumă, râzi și tu te simți bine. Aceasta este persoana care se îndrăgostește de tine în această săptămână. Aici scrie chiar și o propunere de căsătorie, mai în glumă, mai în serios, posibil să vi se facă această propunere în săptămâna 9-15 septembrie. Trebuie să-ți echilibrezi emoțiile. Posibil să fii invitat la, sau invitată la un eveniment social acolo unde acest cavaler romantic să pună ochii pe tine. Aveți și un rege de apă. În prezența ta, acest om, acest cavaler, poate fi mai tânăr ca tine, va deveni un rege în care poți să ai încredere, o persoană frumoasă, deschideți inima și mintea și uită-te în jurul tău. Ai aici o claritate. Vei avea în această săptămână. Rac, scorpion, pești, văd aici o persoană în zodie de apă. Dacă nu este o persoană în zodie de apă, poate fi o persoană empatică, frumoasă, veselă. Wow, ce energie frumoasă, aveți jucăușă în această săptămână. Acest nouă de foc ți-a cam fost teamă să-ți deschizi inima. Nu te da bătut, proiectele tale pot fi duse la bun sfârșit, ai curaj și crede în tine. Mergi la această petrecere dacă ești invitat sau la acest eveniment și arată-i lumii cine ești tu cu adevărat. Simte-te bine, fii tu. Da, este frumos aici pentru voi, îmi place această energie în care poți să ieși oriunde vrei tu, fără să porți măști, fără să trebuiască. Fără acel trebuie să. Aici ești tu în toată splendoarea și în toată frumusețea ta. Cineva te place așa cum ești, este minunat, dragilor. Nu trebuie să demonstrăm nimănui nimic. Dragile mele balanțe, în această săptămână posibil să întâlnești marea ta iubire. Dacă nu este despre acest plan, este o mare reușită. Mergi pentru acel credit, cum am spus, la bancă și întâlnești acolo un funcționar vesel, bine dispus, care te ajută în tot ceea ce ai de făcut și îți oferă și acel împrumut pe care îl aștepți de mult timp. Ai aici o reușită mare. Fii tu, pentru că prin natura ta vei atrage succesul, vei atrage norocul, o energie superbă, îmi place pentru balanțe. Poate voi vă îndrăgostiți și voi și persoana care pune ochii pe tine, haideți să vedem, speranță, aici este lumină, este speranță, este jucăușenie, voioșie și bucurie, speranță, dragilor, nu stați în necredință, stați cu deciziile voastre și credeți în voi. Este foarte important să credeți în voi. Disciplină. Lăsați la o parte necredința, fricile, temerile. Faceți ca lucrurile să se întâmple. Iubiți-vă. Aveți încredere în voi, pentru că aici vine un echilibru și ți se mai spune să acționezi, doar fă acel lucru. Dacă tu crezi în el, acel lucru se va întâmpla, acel lucru va deveni realitatea ta. Ți se cere aici acțiune. Mergi la acea petrecere, mergi la bancă, mergi la un nou post dacă ți se oferă șansa. Poate ți-ai depus un CV undeva și te sună pentru un interviu și tu ai o altă treabă. Renunță la tot și mergi, pentru că aici este succes. O săptămână foarte frumoasă. Treceți la treabă, dragilor, și fiți voi așa cum sunteți voi, în culoarea voastră. Purtați verde în această săptămână și deschideți acest potențial al iubirii. Aici văd vindecare. Arhanghelul Rafael vindecă. Vine
cu acest mesaj al vindecării de temeri, de frici, de eșecuri, de absolut orice. Pe partea cealaltă vine iubirea, vine voioșia, vine umorul, vine bucuria, dragilor. O săptămână frumoasă, vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi liniștită. Vă pup, pa, pa!